Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tonplast, pentru un cămin fericit. Programele noastre cuprind circuite interne și externe care îți dau ocazia să vizitezi orașe istorice, muzee, castele, splendori arhitecturale, catedrale și peisaje superbe. Răsfoind ofertele noastre, vei descoperi că nu suntem o simplă agenție de turism, ci adevăratul prieten care se străduiește să găsească pentru tine cele mai bune soluții. Îți putem oferi cele mai plăcute amintiri și cele mai dragi nostalgii. Vino la noi cu visul tău și ți-l vom transforma în realitate. Autotranscom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Autotranscom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710602 și 0720 050 640. Comisia care se ocupă de organizarea ediției din acest an a Zilelor Municipiului Pașcani s-a întâlnit din nou în această dimineață, de această dată fiind prezent și Florin Lupancu de la firma organizatoare Axial Music, care s-a ocupat și anul trecut de partea tehnică a evenimentului. Zilele Municipiului Pașcani vor avea loc în perioada 8-10 iulie la baza sportivă a CSM. Printre primele discuții purtate astăzi s-a numărat și alegerea prezentatorului evenimentului. O primă propunere a fost Adrian Enache, considerat un showman de către membrii comisiei, mai ales datorită prestației pe care artistul a avut-o la Pașcani anul trecut. O altă propunere a fost Andrei Duban și Daniel Iordăchioae, însă toți au căzut de acord că cea mai bună variantă rămâne Enache. Tot astăzi s-au făcut propuneri despre artiștii care vor urca pe scenă la Pașcani. Membrii comisiei au avut ofertele pe masă și au putut decide în cunoștință de cauză. Pe deosebire de ceilalți ani, când ziua de vineri era dedicată talentelor locale, de data aceasta, seara va fi încheiată cu artista Delia și bandul ei. Cât despre ziua de sâmbătă și cea de duminică, programul propus de către Comisia de Organizare a Zilelor Orașului a fost stabilit în mare parte. Urmează ca reprezentantul firmei organizatoare să revină luni cu un program final. Lista celor propuși să concerteze la Pașcani o puteți consulta pe site-ul www.newspașcani.com. Solicit așa, un nume mare care să-mi aducă lume în fiecare zi. Un nume. Eu am găsit-o pe Delia pentru bine, pe ceilalți pentru duminică. La sâmbătă stăm mai prost. La sâmbătă stăm mai prost în sensul că
Deep Central și Nicoleta nu că sunt disponibili. Mai aștept un răspuns de la SMAI. Vreau să vă spun că l-am avut personal, dar nu cred că o să poată. Are niște filmări pentru un nou videoclip și nu știu ce, care sunt programate atunci. Și nu știe dacă renunță sau nu, pentru că se fac în străinătate, se deplasează cu o grămadă de echipament. Poftim? 7.500 de euro, plus, nu mai țin minte, pe de rost, mi se pare că un euro pe kilometru, sunt 14 personaje cu tot cu el, care trebuie la cazare, cu doleanțe de cazare, 7 camere duble. Săptămâni tensionate pentru primarul municipiului Pașcani. În plină campanie electorală, Dumitru Pantazi stă mai mult prin sălile de judecată din cauza faptelor reținute de procurorii DNA în dosarul agrocomplex Lunca ESA. De data aceasta, primarul trebuie să se prezinte în fața judecătorilor pe data de 31 mai 2016 de la orele 9. Toți inculpații din acest dosar au asistat joi, 12 mai, la o ședință de judecată maraton. Termenul era programat să înceapă de la orele 12, dar audierile au întârziat 3 ore și jumătate. Acestea s-au finalizat în jurul orelor 20. Următorul termen de judecată este programat pentru data de 31 mai 2016, cu câteva zile înainte de alegerile din 5 iunie, când speră să fie ales din nou de pășcăneni. La termenul de judecată de ieri, doi dintre inculpați au dat declarații care nu au fost pe placul altor inculpați. Constantin Simion, președintele ședinței din septembrie 2007, a susținut în fața judecătorilor că a semnat procesul verbal de la Comisia Juridică după ce în plenul legislativului local a fost aprobată ștergerea datoriei către societatea primarului Dumitru Pantazi. Pentru această declarație, la finalul ședinței de judecată de ieri, mai mulți inculpați l-au luat la rost. Cel de-al doilea, Leonard Rusu, le-a spus judecătorilor că în cazul ștergerii datoriei se putea vorbi de evaziune fiscală și că ar fi elemente clare în acest caz. Judecătorul i-a sugerat ulterior să se refere strict la modul cum a fost adoptată hotărârea prin care a fost aprobată ștergerea datoriei. Rusu a fost ulterior abordat de un reprezentant de la Agrocomplex care i-a reproșat că nu trebuie să vorbească de evaziune fiscală. Ieri au mai fost audiați Vănuț Răuț, Daniel Sârbu, Laura Tabarcea și Dorina Sofian. Un alt lucru important în desfășurarea procesului este acela că majoritatea membrilor Consiliului Local de la acea vreme au declarat în fața judecătorilor că au primit proiectul de hotărâre cu câteva minute înainte de ședința din septembrie 2007. Prin aceste poziții se pune presiune pe șefii primăriei de la acea vreme, primar, viceprimar și secretar. Procurorii DNA au stabilit în acest caz un prejudiciu în valoare de peste 2 milioane de lei. Un copil de 7 ani din Sirețel a fost victima unui accident rutier care l-ar fi putut costa viața. A încercat să treacă strada fără să se asigure și a fost lovit de o mașină care circula regulamentar. S-a întâmplat ieri în timpul amiezii. Polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la un accident rutier care a avut loc pe raza comunei Sirețel și s-a soldat cu victime omenești. În urma sesizării și a cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că șoferul unui autoturism ar fi surprins și accidentat un minor în vârstă de 7 ani care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis. Acesta a fost transportat la spital având nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Totodată, conducătorul auto a fost testat alcoscopic, rezultatul fiind negativ. În urma impactului, copilul a suferit mai multe răni, motiv pentru care a fost transportat la Spitalul Municipal Pașcani. Acesta prezenta contuzii la șold și abdomen, precum și un traumatism craniocerebral minor. În cursul găzii de ieri au fost un număr de 52 de prezentări în compartimentul de primire urgențe. Mai deosebit a fost un copil de 6 ani din Sirețel, jurul orelor 15, policonduzional prin accident rutier, care prezenta un traumatism craniocerebral minor și o contuzie toraco-abdominală și de șold. A fost investigat, nu s-au decelat niciun fel de leziuni post-traumatice și copilul a fost dirijat către domiciliu. A fost zi de sărbătoare pentru colectivul de elevi și profesori ai Colegiului CF Unirea Pașcani. Aceștia au sărbătorit Ziua Porților Deschise, ocazie cu care au fost desfășurate numeroase activități culturale, educative și de recreere pentru toți cei prezenți la eveniment. De la orele 10 a avut loc gala de deschidere a Zilei Porților Deschise, iar prima care a ținut un discurs a fost Daniela Orășanu, directorul Instituției de Învățământ. La eveniment a fost prezent inspectorul școlar Cristinel Iordăchioaie. Orice școală își dorește printr-o lege nescrisă
a profesorilor, să facă oamenii mai buni, să le dezvolte creativitatea, gândirea critică și, de ce nu, până la urmă, starea de bine. O școală are rolul de a crea, de a spori la creșterea stării de bine a tinerilor. Sperăm că am început un pic cu dreptul și am creat anumită stare de bine. Vremea nu ne ajută foarte tare, dar sperăm că prin activitățile pe care, la care voi să participați, atunci o să mergeți acasă sau mergeți la școală dacă aveți ore după amiaza cu o energie mult mai mare și să vă doriți să vă întoarceți în școala noastră. Apoi a urmat o serie de activități demonstrative și interactive, workshop-uri, sesiuni experimentale, jocuri, teatru, târg de handmade și atelier de cooking. Cei interesați să fie șoferi au făcut astăzi primul pas la simulatorul auto al școlii. Săptămâna următoare, în intervalul 16-20 mai, se sărbătoresc zilele școlii, care vor culmina cu festivitatea de absolvire a promoției 2016. Să fie de plouă, să nu mă omor de tot mai mai. Să fie de plouă, să nu mă omor de tot mai. Aseară ți-am luat mărgele, dai, 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 dai. Și acum te văd fără ele, dai, 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 da, dai, da. Cine ți-o mai lua mărgele, dai, da, 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 da. Să se dușine ca ele, dai, da, 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 da. Bărbat de 35 de ani din comuna Ruginoasa s-a ales cu o amendă de 1000 de lei după ce s-a urcat pe un stâlp din cauza unor neînțelegeri cu o persoană căreia îi săpase o groapă. Cât timp a stat cățărat pe stâlp, acesta amenința că se aruncă pentru că nu i-a fost restituită o sumă de bani. Imaginile surprinse îl arată pe bărbat cum stătea pe firele de înaltă tensiune și vorbea cu cei care îl implorau să coboare. La fața locului au ajuns echipaje de la poliție, ambulanță și pompieri. După discuții cu autoritățile, bărbatul a coborât de pe stâlp. În jurul orei 19, polițiștii au fost sesizați prin 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fratele său s-ar fi urcat pe un stâlp de iluminat public și refuză să coboare. În urma acestei sesizări, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice și refuza să comunice cu rudele sau cu celelalte persoane aflate la fața locului. Totodată, acesta a fost condus de către polițiști la spital, fiind sancționat contravențional cu 1000 de lei amendă, conform legii 61/1991. Tinerii liceeni de la Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga din Pașcani au sărbătorit astăzi finalul celor 4 ani de liceu prin intermediul unui curs festiv emoționant de care își vor aminti toată viața. Ei au dat startul festivităților de absolvire a liceului din orașul nostru. Îmbrăcați cu robe, purtând toci, însoțiți de cei dragi elevii care se apropie de finalul anilor de liceu, s-au reunit în sala de spectacole din incinta Clubului Copiilor din municipiu. La festivitate au participat 54 de absolvenți de la 3 clase de a 12-a, profilul turism și alimentație și comerț. În deschidere a ținut un discurs emoționant profesorul diriginte Mariana Botezatu, alături de directorul liceului Gheorghe Spiridon, care a sunat ultimul clopoțel. A fost premiată șefa de promoție Cosmina Bordea, care s-a declarat bucuroasă că a reușit să obțină cele mai bune rezultate în cei 4 ani de liceu. Stimați invitați, dragii noștri elevi absolvenți, este evident faptul
că între cele mai așteptate, poate cele mai dorite, cele mai gustate evenimente, momente din existența noastră, rămân prin excelență momentele de bilanț. Pentru că, vedeți dumneavoastră, aceste momente de bilanț nu reprezintă altceva decât un gen de sumă de activități, de experiențe, de ce nu de angajamente, de trăiri și emoții pe care fiecare dintre noi, în mod individual, și le asumă responsabil, uneori cei drept mai puțin responsabil, dar și le asumă pe o perioadă determinată de timp, așa ca de pildă în situația noastră aici de față, perioada celor 4 ani de studii liceale. Rând pe rând, sub privirile emoționante ale celor dragi, au fost premiați toți absolvenții prezenți la festivitate de către profesorii lor diriginți. Petrecerea de sfârșit de liceu pentru elevii Liceului Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pașcani va avea loc în această seară la un restaurant din oraș. Dragi elevi, stimați părinți și colegi, astăzi, la acest emoționant eveniment, am adus un obiect specific vieții de elev. Un obiect foarte îndrăgit în multe situații, dar și contestat uneori. Este un micuț gălăgios, pe care îl iubeați foarte mult când va anunța pauza și care vă crea un ușor disconfort atunci când va anunța sfârșitul acesteia. Sunt sigur că nu există elev care, măcar o dată în viață, să nu fi răsuflat ușurat și să fi exclamat: bine că a sunat, am scăpat astăzi, nu am mai fost ascultat. După cum ați intuit, obiectul pe care l-am adus este clopoțelul. Sunt absolventa liceului Nicolae Iorga Pașcani, șefă de promoție. Cum te simți? Mă simt minunat, dar în același timp și supărată, pentru că acești ani au trecut atât de repede și mă simt... Spune-mi la ce profil e. Profil turism și alimentație publică. Sper ca pe viitor să termin, să mă înscriu la o facultate și să termin tot ceva pe acest profil. Și pentru că bacul se apropie, n-ai putea să ne spui unde vrei să mergi mai departe? Asta nu știu, nu m-am decis încă, am mai multe variante, dar o să vedem. Să vedem cu cât termin media, cu ce medii o să am la bacalaureat. Sper să fie o medie mare și să intru undeva unde îmi doresc. Dar în ce domeniu ți-ai dori să lucrezi? Îmi place foarte mult să lucrez în acest domeniu, pe turism și alimentație publică, pentru că de aceea am ales și acest liceu și sper să continui tot pe acest domeniu. Descrie-ne în câteva cuvinte cum au fost acești ani de liceu pentru tine. Au fost niște ani minunați pe care i-aș mai trăi încă de 2 ori sau chiar de mai multe ori. Au trecut foarte repede, nu știu, acum stau și îmi dau seama că parcă mai era, eram în clasa 9-a și imediat au trecut acești ani. Un nou dosar penal deschis pe numele primarului Dumitru Pantazi. Procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași au început cercetările cu privire la afacerile pe care firma edilului șef Agrocomplex Lunca Pașcani le-a avut cu operatorul local de apă canal Preservaba. Mai exact, conform unor surse, procurorii doresc să afle de ce o companie ce livrează apa a avut nevoie să achiziționeze 6 tone de grâu. Investigatorii au transmis o adresă către Preservapa prin care au solicitat explicații privind oportunitatea acestei achiziții și modul în care a fost folosită această cantitate de grâu. Conform unei facturi fiscale publicate de newspașcani.com în anul 2011, Agrocomplex Lunca Pașcani S.A., societatea la care director general era Dumitru Pantazi, a vândut către Preservapa 6.000 de kilograme de grâu contra sumei totale de 4.864 de lei. În urmă cu o lună și jumătate, primarul Dumitru Pantazi explica prin intermediul unui drept la replică că grâul a fost achiziționat fără ca el să aibă habar și cel mai probabil a fost folosit pentru a acorda despăgubiri pentru proprietarii unor terenuri din zona puțurilor de apă de la Timișești. Citez: lucrurile stau în felul următor. În zona puțurilor de apă din zona Moțca și pe traseul conductei de alimentare cu apă se aflau niște terenuri aflate în proprietatea publică a municipiului Pașcani și terenuri proprietate privată.
persoanele ce dețineau terenul proprietate privată care doreau să ducă animalele la pășunat pentru ca apa să nu fie poluată, Preservava Pașcani a semnat un acord cu persoanele respective pentru a primi la schimb produse agricole. Cei din conducerea PSA au decis probabil să achiziționeze cantitatea de grâu de la Agrocomplex Lunca, întrucât prețul era cel mai mic din zonă, iar primarul Dumitru Pantazi nu se ocupa în cadrul societății comerciale Agrocomplex Lunca de livrările produselor agricole pentru a preîntâmpina achiziționarea de produse agricole de către PSA. Se mai arăta în comunicatul transmis de către Dumitru Pantazi. Menționăm că în anul 2011 primarul Dumitru Pantazi era consilier local, iar legea îi interzicea să aibă contracte cu firmele din subordinea Consiliului Local. Un tânăr din Târgu Frumos a fost reținut pentru 24 de ore după ce a furat un telefon mobil. Furtul s-ar fi petrecut în cursul zilei de ieri în Iași, iar tânăra prădată era chiar fosta prietena acestuia. Fapta a fost declarată polițiștilor care l-au prins pe făptaș. Polițiștii secției 2 Poliție au fost sesizați la data de 12 mai de către o tânără despre faptul că în timp ce se deplasa pe raza municipiului Iași ar fi fost deposedată prin violență de telefonul mobil de către fostul prieten. Este vorba despre un tânăr din orașul Târgu Frumos. În baza probatorului administrat în cauză, polițiștii au dispus măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.